Orientul Antic Temple și Piramide Templele și piramidele sunt construcții grandioase, închinate divinităților sau anumitor oameni venerați ca adevărați zei. Sunt Mirela Roșioru, profesor de istorie, și realizez filme didactice în sprijinul elevilor care doresc să învețe și cu ajutorul YouTube. Acest film se adresează mai ales elevilor de clasa A5 a cincea. Templele aveau rolul de locuințe pământești ale zeilor, și în interiorul lor puteau intra doar preoții și regele. În Mesopotamia s-au construit temple uriașe, în formă de piramidă cu trepte sau etaje, numite zigurate. Vă arăt aici reconstituite ziguratul din Ur și templul zeului Marduc din Babilon. Despre acesta din urmă se crede că este turnul Babel descris în Vechiul Testament. Se pare că unul dintre mari regi ai evreilor, Solomon, a ridicat în orașul Ierusalim un templu măreț închinat lui Iahve, adică Dumnezeu. Acest templu a cunoscut mai multe distrugeri și reconstruiri. Astăzi nu se pot face cercetări arheologice din cauza tensiunilor politice existente în zonă. În Persia, adică Iranul de astăzi, găsim ruinele Templului Soarelui din orașul Persepolis, ruine care ne ajută să ne imaginăm măreția lui de odinioară. Templele din India antică se numeau stupa, aveau formă rotundă și erau decorate cu sculpturi complicate, adăpostind relicve ale unor călugări budiști. În China antică sunt caracteristice templele cu mai multe etaje, cu acoperișuri curbate. Aceste temple se numesc pagode. Egiptul antic are caracteristice monumentele funerare de forma unor piramide, la început cu trepte, apoi fără. Funerar înseamnă că adăpostea un trup neînsuflețit. Egiptenii credeau că sufletul se va întoarce în corpul care i-a aparținut. Și din acest motiv, nu lăsau trupurile să se descompună, pentru ca sufletul să aibă unde se întoarce. Prin urmare, conservau corpurile celor morți scufundându-le într-o soluție specială de sodă cristalizată, pentru ca apoi să le înfășoare cu bucăți de pânză impregnate cu uleiuri și parfumuri ca niște bandaje. Înainte, scoteau toate organele interne, inclusiv creierul, cu un cârlig băgat prin nas pentru a le pune în vase speciale numite canope. Un corp neînsuflețit, conservat în acest mod, se numește mumie. Aceasta era așezată într-un sicriu de lemn, de formă umană, numit sarcofag. Se obișnuia ca sarcofagul inițial să fie așezat în alt sarcofag, tot din lemn, dar mai mare, sau chiar într-unul de piatră. Sarcofagul și canopele erau depuse apoi într-o piramidă, a cărei construcție dura foarte mulți ani și începea încă din timpul vieții faraonului. Muncitorii erau nevoiți să tărască pietrele și să le ridice, folosind diverse mecanisme cu scripeți și rampe de nisip. Interiorul piramidei era împodobit cu picturi și scrieri în care se povestea viața celui decedat. Cea mai mare piramidă este cea a faraonului Cheops, considerată una dintre cele șapte minuni ale lumii antice. Care poate fi vizitată și astăzi, lângă orașul Cairo. I se mai spune Marea Piramidă de la Gizeh. Lângă aceasta se află Sfinxul, o statuie uriașă a unui leu cu cap de om, care îl reprezintă pe Chefren, un alt faraon care își are piramida în apropiere. A treia piramidă faimoasă, aparține faraonului Micherinos. Pe lângă piramide, în Egiptul antic s-au ridicat și temple uriașe, precum complexul religios Karnak, cel mai mare din întreaga lume antică, legat de Luxor, printr-un drum de 3 km flancat de sfinși. Intrarea monumentală era încadrată de obeliscuri, Blocuri înalte de piatră, în interior, existând încăperi cu statui și colonade, adică grupuri de coloane aliniate, decorații cu scene din viața cotidiană a faraonilor și scrieri hieroglifice. Prin urmare, din acest film ați aflat mai multe detalii despre unele temple, dar ați învățat și cuvinte noi precum. Zigurat, stupa, pagode, funerar, canope, mumie, sarcofag, obelisc, colonade. Pentru curioșii care vor mai multe informații despre apariția și evoluția scrierii, vă recomand filmul Inventarea scrierii. Iar pentru a învăța despre temple și piramide mai ușor, v-am pregătit un joc pentru telefon. La revedere și pe curând!